Discutăm astăzi despre un subiect totdeauna incitant, frauda în domeniul asigurărilor, pentru că acest fenomen este o realitate peste tot în lume și evident a ajuns și în România, din păcate, dar era inevitabil să ajungă. I-aș face simțită prezența acest fenomen al fraudei în asigurări, atât pentru asigurările auto, cât și pentru cele de locuințe sau cele de viață. Pe de altă parte însă, companiile se adaptează și se află într-un continuu proces de perfecționare din acest punct de vedere, căutând soluții pentru a stopa, pentru a micșora frauda din acest domeniu. Despre toate aceste lucruri discutăm astăzi cu invitații emisiunii noastre, domnul Mădălin Roșu, director departament Daune Generalii România. Bună ziua, domnule Roșu, bine ați venit! Bună ziua și ascultătorilor noastre! Doamna Maria Boghian, director de dezvoltare la Asisoft. Bună ziua, doamna Boghian, bine ați venit! Bună ziua! Domnul Nicolae Ganea, administrator Asisoft. Vă salut și pe dumneavoastră, domnule Ganea, și vă spun bine ați venit! Bună ziua! Și colegul meu, Mihai Crecea, editor la publicațiile Exprim. Mihai, te rog să faci o scurtă introducere la această temă incitantă, cum spuneam. Bună ziua! Cred că în orice țară în care există asigurări, există și încercări de a frauda asigurătorii și motivația e simplă, pentru că, cum s-a discutat și la un eveniment care a avut loc ieri, nu ai senzația că bași cuiva mâna în buzunar, este un act impersonal, practic consider că un asigurător are suficienți bani și atunci nu suferă atât de mult. Și atunci deci e un fenomen întâlnit peste tot și cu siguranță și în România, dar companiile au început să combată din ce în ce mai bine frauda în ultima vreme. Haideți să definim un pic aceste aspecte, domnule Mădălin Roșu, cam cum funcționează frauda în România. Mihai Crăcea vorbea despre mentalitate. Domnule, iau de la oamenii ăștia că au bani grămadă și am o problemă. Sigur că e o formulare mai populară. Dar, dincolo de mentalitate, cum funcționează? Deci, care e fenomenul? Cum se întâmplă? Bine, acum, să încercăm să dăm o definiție ce este frauda, e greu de spus. Sau, mă rog, sunt foarte multe definiții, astfel încât nu putem alege una cea mai locvente, să spun așa. Să dăm însă, poate niște exemple. Însă să putem spune așa, sau putem reduce totul la faptul că cineva încearcă să înșele o companie de asigurări folosind nenumărate mijloace, adică, pentru că de obicei nu folosesc un singur mijloc sau un singur instrument, în scopul de a se îmbogăți, să spunem în ghilimele, fără justeme. Sau a câștiga niște bani, nu până la urmă. Nu știu, chiar e îmbogățire? Unii se pot și îmbogăți? Sunt anumite aspecte în lege care se cheamă îmbogățire fără justemei, ca și definiție, însă, într-adevăr, putem spune că este o obținere de niște foloase necuvenite. Înșelăciunea asta, conform codului penal, se pedepsește cu până la 12 ani de închisoare, adică nu este doar o... E periculos, adică... Da, nu este doar o înșelăciune ani, sau, eu știu, obțin de la cineva, că nu fur de la cineva în mod direct, ci de la o companie, și în spatele ei se află, eu știu, niște clienți care susțin primele respective și fondurile respective. Însă, este un fapt penal, ce este foarte, foarte grav. Da, și 12 ani până la 12 ani, desigur. Da. Dați-ne, vă rugăm, și, nu știu, câteva exemple care vă sunt la îndemână din zona auto, nu știu, la locuințe, cum s-ar întâmpla o astfel de situație, la asigurări de viață, sau cum vreți să le luăm așa pe rând? Sigur că, așa cum ați spus mai devreme și cum și domnul Mihai a spus mai devreme, într-adevăr, frauda se întâmplă în majoritatea segmentelor unei companii de asigurări, însă cele mai frecvente se întâmplă în zona auto, pentru că, așa cum bine știm, piața noastră, piața de asigurări din România este dezvoltată în direcția asta, adică peste 70% din business este înregistrat în zona auto, drept pentru care n-aș vrea să le mai reamintesc, însă cele mai frecvente sunt, dacă vreți, percea o mașină ieftină cu o mașină scumpă, cea scumpă nu are cască și atunci cea ieftină o lovește. Da. Asta percea. Pe casco lucrurile sunt puțin mai simple. Se asigură mașini foarte scumpe, cumpărate eventual din Germania, deci la mâna a doua. Se obțin, eu știu, dintr-o daună totală pe care ulterior o reasigură la altă companie de asigurări și așa mai departe. Pe partea de property, bunuri, cele mai frecvente sunt în zona de incendii. Și deja, mă rog, de aici putem să
extindem și mai mult discuția, dar m-aș opri aici. Da, deci incendii probabil puse chiar de asigurat, nu? Sau exact, ceea ce e destul de dificil de demonstrat. Sigur, se poate demonstra dacă a fost foc pus, dacă au fost folosiți acceleratori, dar iar în zona de viață, asigurări de travel, iarăși se întâlnesc destul de... Sunt practic în scenari de evenimente, mai ales în zona travel, dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat evenimentul respectiv în țara respectivă, dacă într-adevăr a suferit, dacă a fost într-adevăr spitalizat la spitalul de care se menționează. Așadar, proastele obiceiuri se vin și în România. Era de așteptat, nu e o surpriză, nu? Că avem astfel de situații. Nu, bine, frauda se înregistrează de foarte mult timp, atât la noi cât și în afară. Cât de amplu e fenomenul în România? Ne puteți da o estimare? Adică sunt, nu știu, 100 de cazuri sau 1000 de cazuri pe an? Da, chiar la nivel de România nu știu să vă răspund la întrebare. La un moment dat, dacă nu mă înșel, în 2010, Comisia de Supraveghere a menționat ceva de 1%, de 15%. E greu să-l cuantifice acum, dacă el a evoluat, dacă a stagnat. Dar din experiența dumneavoastră, să spunem, și a unui om care lucrează de ceva ani buni în asigurări, fenomenul a crescut? Îngrijorător sau nu? Întotdeauna când este criză, fenomenul se accentuează. Am înțeles. Deci, asistăm la o ușoară creștere. Acum, nu neapărat o creștere masivă, ci mai degrabă aș vedea-o ca pe o diversificare a activităților. A imaginației. Exact. Ca să spunem așa, sigur. Da. Bun, care sunt soluțiile? Și aici o să rog mai întâi pe doamna Maria Boghean să ne... Pentru că conduce o companie sau e director de dezvoltare la o companie care chiar dezvoltă, înțelegem, soluții pentru a depista acest tip de fraudă sau pentru a o... nu pentru a o depista, ci pentru a descuraja. Cum e corect, doamna Boghean? Noi nu ne-am gândit la fraudă, noi ne-am gândit la niște soluții pentru management în activitatea de daune, respectiv în managementul daunelor, dar lungul timpului, prin diverse soluții colaterale, a ieșit un produs care în momentul de față este utilizat de circa 30% din piața de asigurări casco din România, care previne practic acest fenomen de la subscriere sau la un varianta de când această mașină a ajuns daună, se face o analiză pe baza acestor produse. Pe cum care funcționează acest produs, în câteva cuvinte, doamna Boghean, sau în câteva minute, nu știu? Fiind vorba de un produs IT, toată analiza este făcută de calculator, deci am exclus factorul uman, pentru că în momentul ăsta aceste produse sunt puse la dispoziția companiilor de asigurări. Se prelucrează niște date care au la bază seria vina autovehiculului și în cazul în care apar mai multe evenimente pe această serie de șasiu, asiguratorul este informat și se face o analiză detaliată asupra avariilor pe care le-au avut această mașină sau asupra reparațiilor care s-au executat pe această mașină. Au fost cazuri în care probabil... E un set de bază de date, nu? Sau mai sofisticată? Este mai mult decât mai mult o bază. Decât o bază de date, da. Deci practic s-a plecat de la o bază de date. În momentul de față este o platformă informatică prin care se poate merge de-a lungul evoluției unei daune. Da. Domnule Ganea, vreau să vă întreb, pentru că iată, conduceți și această companie. Spunea doamna Boghean mai devreme, această soluție a plecat de la o idee de a implementa, de a ajuta managementul daunelor. Ea poate fi folosită însă și în astfel de situații nefericite. Cum s-a dezvoltat această platformă sau a fost o idee a dumneavoastră, a companiei? Și sigur, dacă de cât timp se lucrează și dacă a fost și o investiție importantă sau relativ importantă pentru această platformă informatică? Da. Aș dori să completez pe doamna Boghean și să spun că produsele pe care le-am dezvoltat sunt de fapt, în spatele acestor produse, stă de fapt acea bază de date pe care piața de asigurări și-o dorește de foarte mult timp. Din informațiile care sunt în această bază de date, bineînțeles, sunt tot de la asiguratori, de la majoritatea asiguratorilor din top 10, care utilizează platformele informatice. E loc să mai vină și alți asigurători pentru a
colabora, nu știu, pentru a-și introduce datele în această bază? Toată piața, deci noi produsele pe care le avem pentru piața de asigurări sunt la dispoziția companiilor de asigurări, în special pentru cei care vor să implementeze astfel de soluții pentru a reduce frauda, care, exact cum a zis și domnul director Roșu, în ultima perioadă de timp, datorită crizei, s-a accentuat, s-a crescut ușor partea de fraudă. Și atunci soluțiile pe care noi le oferim vin în ajutorul companiilor de asigurări. Și în felul ăsta se creează acea bază de date cu foarte multe informații despre evenimentele, să zicem, rutiere despăgubite de către companii. Această soluție informatică se referă exclusiv la asigurările auto sau are și sau poate fi extinsă și pentru alte situații? Avem mai multe soluții informatice. Soluția despre care vorbim aici, acea bază de date, se numește Incaso. Uh-huh. Ea se referă doar la daunalitate. Produsele Asisoft sunt pe mai multe segmente din piața de asigurări. Pentru evaluarea mașinilor, iar avem o soluție informatică pusă la dispoziția companiilor de asigurări. Pentru, să zicem, pentru reparații și manoperă avem alte aplicații și avem un proiect pentru 2013, lansarea încă unui proiect referitor la un malus care ar putea fi folosit de către companiile de asigurări, malus pe CNP. Mulțumesc, doar un anunț, le reamintesc ascultătorilor noștri, suntem la emisiunea Ora de Risc, discutăm despre frauda în asigurări. Invitații emisiunii sunt domnul Mădălin Roșu, director departament daune la Generali România, doamna Maria Boghian și domnul Nicolae Ganea de la compania Asisoft și Mihai Crăcea, editor la publicațiile Exprim. Mihai, te-aș ruga să faci un scurt comentariu și iată, vis-a-vis de cele discutate în primele 15 minute ale emisiunii noastre. Aici zic eu că ar trebui să facem o delimitare între fraudele dovedite și tentativele de fraudă. Și eu personal nu cred că fraudele duse la bun sfârșit s-au înmulțit, ci doar tentativele, pentru că așa cum spunea și domnul Ganea și doamna Boghean, s-au dezvoltat soluții care urmăresc practic istoricul unei mașini, să spunem. Și într-adevăr, segmentul auto este cel mai expus fraudelor pentru că este de altfel și cel mai dezvoltat din România. Într-adevăr, în perioade mai dificile din punct de vedere economic, este normal ca oamenii să recurgă la astfel de soluții, dar încet încet prinde contur acest istoric al asiguraților, acest istoric al vehiculelor care va ajuta în mod cer companiile să prevină astfel de cazuri mult mai ușor în viitor. Așadar, domnule Mădălin Roșu, fraude, tentative de fraude, iată, avem și altă categorie. Da, aș puncta că și tentativa se pedepsește. Ba mai mult și tăinuirea. Da? Câți ani acolo sunt? Până la câți? Asta nu, n-ar trebui un jurist da, okay, specializat. Dar spuneți-ne cât de utilă este această soluție informatică despre care am vorbit mai devreme. E un prim pas sau rezolvă problema? O rezolvare totală nu o să poată exista niciodată, aș putea să spun acum, însă ajută foarte mult. Aș putea să spun că e un pas mare înainte. De ce? Pentru că de foarte mulți ani, da, de foarte mulți ani se tot discută de acea bază de date. Într-adevăr, au fost făcute fel de fel de demersuri la nivelul asociațiilor profesionale din piață, adică un SAR. Uhum. S-au tot discutat subiectele respective. Acum, domnii aici prezenți au avut curajul să și pună în practică și să... Adică ne bucurăm, dar aici am și o întrebare de profan. N-ar trebui totuși, nu știu, un organism, o instituție a statului să înceapă să gestioneze... Ele există, dacă stai să ne gândim, există și la nivelul CSA, cel CEDAM, care oferă informații la fel într-o anumită manieră. Mai există
dacă nu mă înșel, tot la nivelul CSA, iarăși o serie de informații și pentru Casco. Însă ce oferă, sigur că ce oferă o piață privată, întotdeauna lucrurile sunt puțin altfel mai flexibile și mai dinamice, exact, nu? Mai pe ceea ce își doresc până la urmă companiile. Exact. Asta nu înseamnă că informațiile nu sunt valabile, doar că nu sunt valabile poate în forma în care și-ar dori, cum îi spune, utilizatorul până la urmă, adică compania de asigurări. Asta probabil că fac dânsii acum, nu că probabil sigur fac, le oferă companiei și sunt flexibile astfel încât să-și poată gestiona mai ușor atât daunele cât și partea de subscriere. Că de fapt, dacă reușești să previi, e mai ușor decât să tratezi atunci când apare frauda. Deci probabil că mult mai frumos ar fi să vedem cât anume am prevenit și cum evoluează cifrele respective în timp. Și din acest punct de vedere, întrevedeți sau și alte soluții ale companiilor în general, ale pieței de asigurări, domnule Roșu, vis-a-vis de, nu știu, prevenirea acestor fraude sau chiar de lupta cu tentativele sau cu fraudarea? Sigur că în afară de această soluție sunt informată. Sunt multe posibilități pe care le putem face de acum încolo și nu numai. S-a discutat ieri la un moment dat despre o colaborare mai bună între companii. Iar la acel seminar, la acea conferință despre care discutam, da. Da, exact. S-a discutat despre training, chiar să... am observat la unul dintre vorbitori că în Austria chiar au luat lecții de la fraudatori. Au încercat să înțeleagă mai bine cum este fenomenul, chiar de la cei care îl produc. A fost o cooperare cu, să spunem, da. Da, mă rog, era deci vorba... Nu, cred că e o idee chiar interesantă. Sigur că da. Până la urmă s-a dovedit clar că sunt mai rapizi, se mișcă mult mai repede și chiar sunt informați mai bine de foarte multe ori. Deci cred că o comunicare mai bună între companiile de asigurare, existența unui organism, poate chiar specializat în domeniul ăsta, n-ar strica deloc pieței. Da. Există grupuri specializate, domnule Roșu, în acest moment în România, adică niște grupuri infracționale care acționează în acest domeniu? Din câte știți? Și nu e un lucru nou, adică nu e ceva ce a apărut ieri sau alaltă ieri, ci au existat întotdeauna, mai mici, mai mari, cu influențe, eu știu, în diverse direcții. Ele există, se mișcă bine, plasează daunele astea sau, mă rog, dosarele respective la mai multe companii de asigurări, se schimbă fel de fel de informații la fiecare companie, astfel încât să fie derutat și să crezi că este o daună nouă. De asta spun că dacă companiile nu comunică între ele, fie printr-o soluție informatică, fie prin niște sisteme foarte bine puse la punct, nu e așa ușor. Însă, în momentul de față, reușim să le facem față. Bun, am înțeles, iată, un fenomen extrem de, să spunem, interesant la numi în spațiu public, evident nociv. Da, aș vrea să mai punctez un singur lucru și de fapt aici chiar să ridic mingea la fileul ascultătorilor noștri, ai dumneavoastră. Până la urmă, costul fraudei, că vorbim atât de frumos de el, că luptăm împotriva lui, că găsim soluții, nu este suportat decât de noi ca și consumatori, de noi ca și clienți. Deci, practic, orice fraudă care se plătește de o companie de asigurări va fi mai târziu regăsită în prețul poliței. Astfel încât invit pe toată lumea care știe că se întâmplă un astfel de fenomen, că a auzit la un vecin sau, eu știu, la un prieten că a găsit el o posibilitate, să spună chestia asta, pentru că e bine să-l putem, cum îi spune, preveni sau elimina din start. Cu cât eliminăm mai mult, cu atât reușim să absolut ținem de acord, ca și da. Unde să-l spună? Aici e o întrebare. Unor companii de asigurări, la CSA, la poliție? Oriunde. Da? Oriunde e bine, în principiu, dacă știe la ce companie are de gând respectiv să facă respectiva ghidușii, ar fi bine să anunțe compania respectivă, dacă nu, sigur, să alerteze autoritățile statului, în special poliția. Există birou de crimă organizată, există investigații criminale și așa mai departe. Am reținut acest apel. Doamna Maria Boghian, v-aș ruga să ne spuneți cum vedeți, nu știu, dacă este o dezvoltare a acestei soluții informatice, dacă putem să... sau, mă rog, se poate merge mai departe pe acest drum. Repet, înțeleg că această soluție a venit din nevoia de management al daunelor, nu neapărat de prevenire a acestor fraude. Este adevărat. Noi ne-am ocupat de trasabilitate ca o componentă a certificării
ISO de către TÜV din Germania. Și prin trasabilitate, ca să înțeleagă ascultătorii noștri la ce vă referiți. Practic, în momentul în care avem niște date, de la intrare până la ieșirea din sistem, trebuie să știu să știm de unde provin, da? Și modul în care acestea se modifică, respectiv, dacă intră o mașină care a fost avariată într-o anumită dată și a fost casată la o altă dată, traseul ei trebuie urmărit de-a lungul existenței vehiculului, da? Deci trebuie să știm, facem practic un istoric despre această mașină de-a lungul existenței ei. E important că tocmai pe acest traseu ar putea să apară o tentativă de fraudă, nu? Din acest punct de vedere, dacă discutăm azi de fraude. Da. Ideea este că tentativele sunt foarte multe, puține sunt dovedite și pentru că este mai bine să preîntâmpânim acest fenomen, ne-am gândit, practic asta a fost ideea de unde a ieșit acest incaso, că este mai bine să prevenim decât să plătim aceste daune. În aceeași direcție avem în perspectivă dezvoltarea acestei aplicații și pentru alte asigurări și sperăm undeva la sfârșitul anului viitor să le avem deja finalizate, pentru că bazele de date sunt necesare tuturor. Când spuneți alte asigurări, vă gândiți în prima instanță la ce? La locuințe sau la viață? Sau la celelalte asigurări, ne referim la toate. La cât toate vom putea să reușim să realizăm până la sfârșitul anului viitor, pentru că sunt investiții importante, atât în partea de programare, de specialiști, de soft, de practic, de servere, de... sunt multe investiții. Am înțeles. Domnule Gane, iată, aveți, înțeleg, și un proiect de viitor legat de aceste investiții. Sigur că totdeauna e interesant. Acum, întrebarea logică este în ce măsură companiile de asigurări vă susțin, sunt aproape de dumneavoastră și sunt vor să coopereze în aceste proiecte, pentru că e nevoie de susținerea companiilor, nu? Sigur. Aș putea preciza aici, referitor la baza de date pe care Comisia ar trebui să o pună la dispoziție. Din punctul meu de vedere, Comisia nu are acest rol. Aici deci vorbim... nu are rolul Comisia, spuneți. Nu neapărat. Ar fi foarte bine, poate ar ajuta puțin, dar vorbim de societăți comerciale. Și atunci aceste probleme se rezolvă între societăți comerciale. La nivelul companiilor private, da. Exact. Ceea ce se poate face, referitor la întrebarea noastră, pot să spun că unele companii au fost foarte deschise și chiar au făcut primii pași în lupta cu această fraudă pe asigurări. Și chiar de aproape un an și jumătate sunt clienții noștri. Rezultatele obținute, bineînțeles, ne-a făcut să semnăm parteneriate și cu alte companii din piață. Iar la ultima conferință care a avut loc ieri și tema era exact frauda în asigurări, am putut arăta rezultatele foarte bune obținute de sistem. Și cum se pot, să spunem, vedea criteriile de performanță ale bazei? Prin interogări sau cum e, ca la baza aceea de date de la bancară sau nu? Deci, cum funcționează? Așa cum a spus și doamna Bogian, nu există factor uman în această, în această aplicație, se interoghează de la server la server. De la serverul asiguratorului către serverul nostru și trimitem răspuns în cel mai scurt timp asiguratorului. Decizia finală aparține asiguratorului, deci noi nu dăm... Da. Dumneavoastră doar transmiteți informația. Decizia o ia dânsul, să înțelegem. Dar a crescut numărul de interogări, dacă pot spune așa, în ultima perioadă. Întreb ca la... Avem și aici un indicator și asta ne spune ceva, nu? Pot să-l spun la blog. Vă rog, spuneți dumneavoastră. Deci, sau dacă e confidențial, nu ne spuneți. Nu, eu vreau să vă dau numai niște date. Numărul de interogări a crescut exponențial, da? Așa. Datorită acestui aspect a trebuit să luăm și noi unele măsuri din punct de vedere al adaptării soluției pe care am avut-o la gradul de accesare din ultima perioadă. Ca și criteriu de performanță, fiecare companie poate vedea cât se previne la subscriere în fiecare lună și, din punctul nostru de vedere, așa cum rezultă până în momentul de față, pe primele 9 luni din acest an am reușit să facem o prevenție de circa 15 milioane de euro. 15 milioane de ce? De euro. De euro? Am înțeles. Deci aveți și o estimare în...
în bani. În fiecare lună se cuantifică, pentru că asiguratorul trebuie să vadă dacă într-adevăr sistemul este performant sau ce ar mai dori să mai facem la sistem, astfel încât să ajungă acolo unde își dorește. Bun, iată, zic eu că am construit, am arătat cam ce se întâmplă pe această piață. O concluzie, domnule Mădălin Roșu, și o privire spre viitor, dar în același timp vreau să vă întreb și dacă, iată, colaborați bine cu baza, cu această aplicație informatică sau folosiți această aplicație, dar cum lucrați cu Poliția Română, cu Justiția Română? La care întrebare ați vrea să vă răspund? Să începem repede cu poliția și cu justiția. Cum se mișcă vis-a-vis de aceste fraude? Era ieri, o să citesc din prezentările făcute ieri în cadrul conferinței. Și dacă nu mă înșel, la un moment dat era o comparație făcută între companiile de asigurări, infractori, ai să-i numim, sau persoanele care se ocupă cu fraude, și justiție. Și se spunea că dacă cum îi spune, infractorii respectivi merg într-un avion cu reacție, poliția și asigurătorii merg cu un Porsche foarte rapid, justiția e încă pe cal. Am înțeles. Deci, cam așa stau lucrurile. Totul este birocratic, destul de greoi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem datoria până la capăt, nu înseamnă că nu trebuie să sesizăm organele competente despre orice astfel de... Mulțumesc, suntem la finalul emisiunii, am vorbit despre fraudă în asigurările, mulțumesc invitațiilor noștri, Mădălin Roșu, director a Generalii România, Maria Boghean și Nicolae Ganea de la compania Asisoft, Mihai Crecea, editor la publicațiile Exprim, eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI, urmează știrile orei 2. Emisiunea v-a fost oferită de BCR Asigurări de Viață și portalul casco-ieftin.ro.